Albert, eu mă duc să mă întâlnesc cu doamna. Ține portmoneu, să nu umbla el, bine? Eu am încredere în tine. Tu ai bani? Și nu ți-ai ceva de mâncare? Tu serios? Ce spui tu acolo? El trebuie să asculte de părinți. Eu să fiu în locul tău, mi-aș cumpăra un kebab mare. Eu dacă aș fi în locul tău, mai bine aș asculta de părinți. Ce? Ce tu tot vorbești aici? Să ai bani și să nu mănânci nimic? Păi să reziste puțin, pentru că vine mama lui și îi cumpără. El este mare deja. Hai să vedem ce decizie va lua. Vei asculta de părinți sau vei cumpăra kebab? Da, decide acum. Nu, mai bine aștepte mama aici. Ha, uite ce kebab am eu, dar tu nu ai. Uite. Nu fă poftă, du-te de aici. Fugi de aici, nu-i fă poftă copilului. Ia la cuș va mânca. Wow, privește, vine mama mea. Albert, mămica ți-a adus ceva de mâncare. Ți-a fost foame? Da. Tu ești aflat cu minte aici. Mămica ți-a cumpărat kebab, preferatul tău. Ți-a fost foame, da? Am nevoie de un lipici, dar n-am bani. Ha, dar tu ce? Ai nevoie de bani ca să-l cumperi? Dar cum să-l iau așa? Păi desigur, pune-l în buzunar și fugi. Vezi că te învață greșit. Știi ce? Mă descurc și fără voi. Eu nu învăț mai bine. Ba nu, eu. Asta e la fel, mică. Poți să pui în buzunar. Mă descurc și fără voi. Ai văzut? El mă ascultă pe mine, nu pe tine. În magazin ești cu minte, mami. Nu te duci nicăieri ca să nu te pierd, bine? Ei, eu sunt aici. Vino cu a. Hei, tu aici ești. Pleacă de aici. Eu am idei de distracție. Ascunde-te de mama ta. Repede. Unde eu să mă ascund? Am eu o idee. Vino cu a. Nu, mămica ta a zis să nu te duci nicăieri. Dar eu, repede. Albert, stai. Dar de unde știi numele meu? Nu este important dacă știu numele tău sau nu. Important este să asculți de mămica ta. Papa. Albert, Albert, aici este locul perfect. Bine, ascunde-te atesă. În liniște. Ce, de data aceasta tu ai câștigat. Dar unde este Albert? N-am înțeles unde a plecat. Nu vine să cred, Albert. Albert, unde ești? Tu aici ești. Unde ți-a spus mami să stai, Albert? De ce nu asculti? Eu? Pentru că nu ai ascultat, îți dau pedeapsă. Nu-ți cumpăr nicio jucărie din magazin. Ce? Îl pedepsește? Nu cinstit așa. Eu ți-am zis, Albertie, noi trebuie să ascultăm părinții, așa nu este bine.